ceva, băieții, și bine ați venit la un nou episod din seria voastră preferată FIFA 19 Draft spre Gloria. Înainte să începem, nu uitați să lăsați un like dacă vă place această serie, dacă vreți să o vedeți mai des pe canal. Plus, am un super mega anunț de făcut pentru voi. Vineri și sâmbătă o să fiu prezent la Cupa Hagi Danone. O să fie ca un fan meeting acolo. O să mă întâlnesc cu voi, cei calificați în finală la Cupa Hagi Danone. O să facem câteva meciuri demonstrative. Dacă nu știați, Cupa Hagi Danone este la ediția cu numărul 10. Băi, mi-aduc și acum aminte, jucam fotbal la junior la Craiova. Și pe vremea respectivă, na, sunt cam bătrân, nu exista Cupa Hagi Danone. Erau alte evenimente regionale unde echipele cele mai bune de club, de juniori, de copii din țară se întâlneau. Băi, era incredibil, era atâta pasiune, puneam atât de multă pasiune în tot ceea ce făceam. Pentru că visul fiecăruia dintre noi era să ajungem fotbaliști. Credeam în visul nostru, unii dintre noi chiar au ajuns, am fost coleg de generație cu Valerica Găman, cu Ștefan Bărboianu, cu Firțulescu, cu Gângioveanu, un alt jucător foarte bun care a jucat în divizia. Eu joc altfel de fotbal. Pe de altă parte pot spune că s-a împlinit și visul meu. Fac ceea ce îmi place. Asta vă recomand și vouă, băieți. Să credeți întotdeauna în visul vostru. Drept dovadă, băieți, 20 de jucători care au participat în trecut la Cupa Hagi Danone o să reprezinte acum România la campionatul european Under-21. Deci, băieți, ne vedem la finala Cupei Hagi Danone. O să las link către pagina de Facebook a acestui eveniment în descrierea acestui clip. Chiar dacă nu puteți să ajungeți acolo, o să fie live-uri de la eveniment. O să fac și eu live-uri. Vă recomand din nou să vă duceți la pagina din descriere, la pagina oficială a Cupei Hagi Danone. Uitați-mi să vă spun aproape cel mai tare lucru, băieți. Câștigătoarea acestei ediții de la Cupa Hagi Danone pleacă la Barcelona, la turneul final, la marea finală în octombrie anul acesta. Hai să vedem, băieți, formația pe care o să o folosim în acest draft. 3-4-3 flat, 4-3-3 holding, 3-4-2-1, 5-2-1-2 și 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2 e interesantă. 4-3-3 holding și ea. Am să jucăm cu 4-1-2-1-2. Facem o nebunie de aia pe mijloc acolo. Ronaldinho! O să fie super sub, din păcate. Prime Icon Moments. Ronaldinho va fi super sub, dar și așa cred eu că își va face treaba. Să-l alegem și să trecem la alegerea echipei. Aguero Team of the Season! Aguero Team of the Season! Clar! Aguero Team of the Season să fie. Avem atât de mulți jucători faini la momentul actual din care putem să alegem un draft. Acum e momentul anului când draftul e cu adevărat așa interactiv. Hai să vedem. Lacazette, bun. Icardi, mai avem ceva. Spania 1, Spania 1, Italia 1. O să-l iau pe Lacazette. Mergem pe Anglia. Hai să vedem mijlocașul central ofensiv. Sigurdsson, Gomez, Foden, Coutinho și Marco Reus. Foden să fie, zic eu aici. Oricum Ronaldinho o să intre în minutul 1 în locul lui Foden ca mijlocaș central ofensiv. Lallana, Milinkovic, Savic, Vaz, Strootman și Fabian. Destul de clar că o să mergem pe Lallana, ne ajută la chemistry. Sper eu la rezerve să ne pice câțiva mijlocași mai bun decât Lallana. Petros Team of the Season. Interesant. L-a jucat pe Gagiu ăsta ca super sau, ca să fiu sincer, Fabinho în schimb nu pot să-l ignor. Mă ajută prea mult la chemistry cu Hunter acolo și în 4-1-2-1-2 ai nevoie de un mijlocaș central de genul ăsta, puternic, masiv, nu neapărat foarte, foarte rapid. Anglia 1, Andre Gomez, Barkley și Seri. Știi ceva? E mai bine echilibrat, e mai echilibrat Seri decât Barkley. Andre Gomez, hai să mergem cu Seri. Momentan arătăm foarte bine din punct de vedere al chemistry-ului. Fundaș stânga, Taliafico, Laporte, Mendy, Alex Telles. Mi-a dat mijlocași stânga senzaționali. Problema este liga. Laporte nu o să-l iau. Poate să fie el. Nu am cum să-l iau pe Laporte. Mendy, francez, poate e mai ușor de făcut chemistry. Telles, brazilian. Ok. Hai să-l iau pe Telles și poate cumva reușim. Uite așa ce frumos a făcut. 9-9. Bravo, Oviță. Bun. Ai cu fundaș și cent. Sergio Ramos, Team of the Year. Mi l-aș dori foarte mult, dar nu pot să-l iau din cauza chemistry-ului. Virgil van Dijk, în schimb, e super ok. Un David Luiz? David Luiz? No, David Luiz. Felipe, în schimb, dacă era Team of the Season, era blană. Cred că Felipe e jucătorul pe care trebuie să-l luăm din punct de vedere al chemistry-ului.
să ne ajute enorm. Mutăm așa, ia uite, ne-am dus în 82, super, absolut minunat. Și acum stăm și mai bine, 87. Să vedem fundașul dreapta, joacă ca să Arnold, nu cred că mai e, nu mai are rost să mă uit, Arnold era cel mai bun, clar, clar cel mai bun de acolo. So, David De Gea, pe bune, team of the year. Nici nu stau să mă gândesc, David De Gea să fie 191 la overall rating. Hai să vedem rezervele. David Sandro, nei. Ok, următorul Scobar, Lala, nu mă impresionează nimic de aici. Minutul 1 o să scot Foden și Lacazette, bag Ronaldinho cu Neymar. Să fie senzațional de jucat. Opa, așa, team of the season, Mane, pe bune. Wow! Ei, ne ținem bine, ne ținem bine, avem jucători de super calitate, Bale, Mahrez, Sané, Teo, am o Bale, vin-o încoa, bun, Demir Baraj, vai de capul meu cum ar merge ăsta la mijlocul terenului super sub, vai de mine, senzațional, problema este că avem decât 3 schimbări posibile de făcut. Deja nu prea mai, un fundaș central, recunosc un fundaș central, mi-ar prinde foarte bine. Pulisic, sigur, sunt Richarlison, Forrest și Marco Reus. Highest rated, luăm pe Reus. Mi-aș dori un fundaș central. Un icon poate ar merge blană. Pogbi, awar. Pogba în locul lui serie aici. Da, de ce nu? Este mai bun. Ce mai Traore? Na, nu mersi aici. Doi jucători rămași, dă-mi un icon. CV Icon, no, Jordi Alba, Alexandro, 189 draftul momentan, Neto, Leno, Navas, Buffon și Sergio Asenio. E dubios aici cum o să facem noi cu Felipe ăsta, nu prea are viteză deloc. O să avem câteva probleme din cauza asta, haide să schimbăm jucătorii puțin. Mane aici, Bale în locul lui... Royce e destul de high rated. Demir Baraj ăsta vreau să-l bag și pe el. Uite, suntem în 191. Putem să mai creștem oare? Că mutăm băieții ăștia frumos. 95 aici. Neymar o să treacă primul. 192. Super draftul. Mai avem vreo șansă să ajungem la 193? Nu știu. Așa. Na, stăm în 192. Buffon, cam ăsta e maximul. 192, un draft super, super draft, băieți. Să vedem și managerul, nu mă încântă, poate vreun brazilian pe aici, luăm până la urmă pe ăsta de Premier League și aia e treaba, știi? Ok, băieți, stai draftul, zic arată super, 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 ok, 192. Primul adversar. Ronaldinho 95, Pele de 99, Best de 88, Lajci pe Ronaldo de 95, Barezi cu Chiellini. În apărare Alexandro cu Florenzi, da, e super tare și echipa lui. Neymar! Ce le făcuse Neymar, păcat că n-a intrat mingea acolo în poartă, păcat. Du-te Arnold frumos. Neymar, magic, absolut magic ce face Neymar acolo, magie, un gol incredibil marcat de Team of the Year Neymar, ce spectacol facem, absolut superb, îmi pare rău că îi las celebration-ul la adversar să-l vadă, dar vreau să fă reluarea de la gol, știi? Chiar mi s-a părut un gol superb, n-arată toată reluarea, oricum, superbitate de gol. Nei, încă una, nu! E asalt la poarta adversă, dar nu reușim să marcăm încă al doilea gol. Goiro acum poate, ia Neymar din prima! Asalt, v-am zis, băieți. Nimeni în fața porții! Nu reușim să facem 2-0, deși dominăm copios această partidă. Neymar de la 15 metri, dacă te dea și cu capul gol de acolo, era prea mult, hai să fim sinceri. Frumos, Ronaldinho. Finez la lung! Am pus-o în poartă pe asta. Am pus-o în poartă, nu știu cum s-a dus peste poartă, probabil am încărcat eu un pic prea mult.
Ronaldinho, în care scoate încă o dată portarul. Nu știu ce a făcut Arnold acolo. Arnold, ce ai făcut? Ai ieșit singur cu ea afară, s-a lovit de tine. Nei, ai la scurt! Hai mă că până la urmă a intrat. 2-0. Cred că am rezolvat partida la momentul actual. Hai Aguero, hai să te văd. La scurt? No, Aguero, team of the season, aștept să tragă puțin mai tare. Contrar cursului jocului, 2-1. Hai Neni. Mare ratare, Oviță, ce ai făcut, Oviță? Super combinație, dai gol! Dai gol, mă! Super combinația asta, cum i-am deschis apărarea! Minunat! Am văzut o poartă. S-a jucat Ronaldinho cu ea, păcălit pe toate părțile, dar am văzut o poartă pe asta. Era închis meciul la 4-1 așa. Orice se poate întâmpla. Absolut minunat, magie, magie făcută de Ronaldinho. Magie făcută de Ronaldinho. Un scoop după aceea facem o crocheta și marcăm la scurt. Magie! Se pare că e magie și golul ăsta. I-a dat golul Best? Nu lui Ronaldo? Ok, aș vrea să vă reluare la faza asta. A trecut cu Ronaldo ca prin brânză, prin apărarea mea. E offside, nu-mi dau seama. Nu a fost? N-a fost offside? Dar ce ratare! Super tackling-ul. Super, dar nu reușim să păstrăm posesia balonului. Poate acum pentru Ronaldinho. Înapoi. Ney. Aguero. Cu un driven. Aguero. 5-2. Game over. Fluier final, băieți. Începem cu dreptul această campanie din acest draft, victorie cu 5-2, putea să fie rezultatul puțin mai mare. Și că avem, uite, 20-6, 11-3 la șutul, 62-38 posesie. Următor adversar, 4-3-3, varianta aia, defend, 2 mijlocași central defensiv, Maradona 98, Pele 93, Griezmann de 92. Atacul e interesant, Dembele nu-mi place acolo, probabil de chemistry, poate îl schimbă după minutul 1. Neymar, n-ai ce să-i faci, frate. Team of the Year, Neymar, 1-0. Ce le faci acolo? Crocheta, după crocheta, după crocheta. Bună combinație, bună de tot combinația. Și e 2-0, minutul 10. Ce început de partidă avem. Foarte tare. Neymar, încă una, 3-0, minutul 15, unul dintre cele mai bune începuturi de partidă pentru noi. Și da, vedem rage quit în cel de-al doilea meci și mergem în semifinale. 4-2-3-1, știm tot de cea mai bună formație din joc. Lidmane nu-mi place acolo, probabil pentru chemistry pus. Un CB ăla e Sanchez? Nu, e Sissoko, nu-mi dau seama, nu-mi dau seama. CB pus CDM, foarte defensivă pare echipa lui, dar uite că a pus el pauză primul care... Lucru care înseamnă că el o să facă și câteva schimbări. Le facem și noi pe ale noastre. Așa. Meciul trecut am jucat cu... Primul meci am jucat cu Demir Baray Râcâmă. A, meciul 2 am jucat cu Mane. Hai să jucăm tot cu Mane. Mai ofensiv, așa. Mane, la prima fază! Tragem blocaj, din păcate. Ar fi fost senzațional să începem cu un gol marcat repede de tot.
Ronaldinho, cum l-am pasat? N-a știut. Pe unde să se mai apere? Superb golul, superb. Vai, 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 Ovidiu, ai avut o ocazie mare de tot aici. Mare de tot, eram în superioritate. Aguero! Aguero! 2-0! Ho, ho. Super șutul lui a fost, n-a fost un unghi perfect de acolo. Hai să vedem, oare Rage, da, Rage Quit! Încă unul, mergem în finală. Marea finală, băieți, hai să vedem adversarul, ce echipare. 5-2-2-1, nu-mi place să joc contra 5 fundași, nu mi-a plăcut niciodată. Full chemistry 190, Team of the Season la Cazet, Team of the Season, Bernardo Silva, toți Eriksen, toți din pe stânga, Christensen, Maldini de 95, Virgin van Dijk, o să fie un coșmar meciul ăsta. Wow, ce formație care e cam anti la ce îmi place mie să joc. Hai să facem schimbările și sper eu să marc, dacă marcăm primim, atunci o să avem șanse destul de bună să câștigăm acest draft. Dacă nu, s-ar putea să bage el Park de Bas și e dificil de desfăcut o echipă cu 5 fundași în Park de Bas. Hai să vedem cum ne iese combinația. Wow, mi-a dat mingea înapoi la schimbări, nu vine să cred. E primul adversar. Deci este primul adversar care face așa ceva. N-am văzut în viața mea așa ceva. Bravo, mă. Deci poți, dacă e să câștige cu noroc, nu o să mă supăr, promit. Ratare mare aici pentru noi. Dacă e să câștige cu noroc, nu mă supăr. A fost foarte fair la faza aia. Nu m-aș fi așteptat să văd așa ceva. Ronaldinho, bară! Frumos combinăm, dar nu marcăm, păcat. Foarte frumoasă faza. Iar în blocaj. L-ajută Felipe Anderson să recupereze mingea. Recuperăm și noi. Ronaldinho, am jucat sus, am pus presiune. Și este 1-0. Reușim să marcăm primii. Am mutat portarul, l-am mutat greșit și facem 2-0. Super faza. Hai, Aguero. Aoleu, Aguero! Șutul slab. De la Team of the Season, Aguero, nu mă așteptam niciodată să văd un asemenea șut slab. Chiar dacă a fost cu stângul său, n-avea voie. Poate l-am împins fundașul puțin. Poate. Altfel greu de explicat. Să vedem, Neymar blochează bine acolo. Virgin van Dijk. Statistici la pauză, adversarul e foarte bun, dar am reușit să dominăm. 7-1 la șuturi pe spre poartă, 5-0 la șuturi pe poartă, 55-45 la posesie. Hai să continuăm la fel și în repriza a doua. Penalti! Avem șansa să închidem meciul aici. Hai să vedem, Fabinho. E Fabinho atât de bun la penaltiuri? Power penalty. 99. Pă bune. Ok. Hai, Fabi. Da, mă. Clasicul Ovița la penaltiuri. Ratăm. Puteam să închidem meciul. Hai, n-are nimic. De la capăt. Aguero, slab, slab șutul, trebuie să-mi asum, când dau slab, dau slab. Dar Mane recuperează, entuziasmant. Aproape trecuse, n-am crezut că mi-a caselul pe asta. Aguero, Aguero, Aguero face 3-0. Și cred că este Rage Quit, ia să vedem, poate că da, poate că va. Da, este Rage Quit în finală, băieți, super draft. Unul dintre cele mai frumoase de până acum, Team of the Year Neymar, a fost senzațional. Nu mă plâng nici de Aguero, nici de Ronaldinho, au jucat și ei foarte, foarte bine. Hai să vedem premiile pe care le obținem în acest draft. Mega Pack și Premium Gold Players Pack. Hai, mă, să mai vedem cine e un Team of the Season sau un Walkout ceva. N-am mai văzut de ceva timp, trebuie să și se schimbe asta în draftul ăsta. Nu e Walkout nici în acest pachet. Bordeaux măcar, ok, hai să vedem pe cine primim. Francez, mijlocaș central de la Bayern, Tolisso probabil. Da, primim pe Tolisso de 83. Trimitem frumos totul în club și ne pregătim să desfacem, să deschidem.
Al doilea și ultimul pachet, Mega Pack, 30 de itemuri, 30 aurii, 18 rare. Hai mă, walkout. Of, Dumnezeule. Bordeaux, măcar brazilian, atacant central de la City, Jesus. Gabriel Jesus. Ok, băieți, cam atât pentru astăzi. Nu uita să lași un like dacă îți place această serie, dacă vrei să o vezi mai des pe canal. Vă pupoviță. Pa, pa.